Primăria Municipiului Timișoara, prin operatorul de salubrizare, crește calitatea acțiunilor de curățenie din oraș. 4 noi aparate sunt utilizate pentru măturarea și aspirarea trotuarelor. Acestea udă, mătură și spală, înlăturând praful, murdăria și deșeurile de mici dimensiuni de pe trotuare. Aparatele vor fi utilizate în toate zonele din oraș zilnic, conform graficelor de lucrări. Acestea permit o curățare mai eficientă pe întreaga suprafață a trotuarelor, chiar și în zonele mai greu accesibile. De asemenea, funcția de udare contribuie la diminuarea cantității de praf. Primăria Municipiului Timișoara a efectuat și o primă operațiune de spălare și curățare a carosabilului, solicitând șoferilor să parcheze alternativ în 2 zile consecutiv pe strada Macilor. Sistemul a funcționat și astfel a fost posibilă curățarea șoselei și pe porțiunile unde sunt parcate mașinile până la bordură. Acest sistem de parcare alternativă în vederea operațiunilor de curățenie va fi extins pe mai multe străzi. Aceste operațiuni contribuie și la combaterea efectelor unor fenomene meteorologice temporare ca praful saharian, care a apărut recent în regiunea noastră.